Vă salut, dragi prieteni! Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și vă spun bun găsit! Astăzi, la Enigmele Lumii, vorbim despre Nazca, un centru al navelor zeilor astronauți. Desenele din Nazca sunt celebre mai ales datorită unei femei, nemțoaica Maria Reich, matematician, astronom, arheolog, geograf, lingvist, având pentru toate acestea girul Universității din Dresda, unde a studiat. În plus, era cunoscătoare a 5 limbi. Cu aceste calități a fost selectată ca profesoară pentru copiii consulului german la Cuzco, în Peru. Indienii Nazca au deținut aproximativ 1000 de ani anumite zone din Peru înaintea incașilor. Desenele geometrice de animale și oameni au fost realizate prin răzuirea pietrișului roșu de pe suprafața stâncilor galbene. Noile desene sunt mult mai mici decât cele din prima perioadă Nazca, ce se pot vedea chiar și din spațiu. De la descoperirea lor, ipotezele au fost din ce în ce mai controversate. 500 de kilometri de astfel de linii, înfățișând păianjeni uriași, o maimuță, păsări, pești, rechini, lame, șopârle și chiar oameni. O imensă operă. De la aeroport spațial la ritual de aducere a ploii, cercetătorii încă încearcă să facă lumină în privința acestui mister. Maria Reich afirma că Nazca este cea mai mare carte astronomică a lumii. Ea spune că liniile semnifică drumul pe care astrele îl parcurg pe cer. În cartea Liniile din Nazca, Antoni Aveni face apel la o teză religioasă. Liniile ar corespunde unor drumuri sacre, iar desenele uriașe ar fi reprezentări ale zeilor. Descoperite din avion în 1939, au fost interpretate de unii ca un mesaj pentru civilizațiile extraterestre. Întrebarea este cum au putut oare realiza acei oameni, în urmă cu aproximativ 2000 de ani, asemenea desene și mai ales de ce atâta trudă. Cu sute de ani înaintea incașilor, pe coasta sud peruană, a fost înălțat un monument unic în întreaga lume, destinat cu siguranță lumii viitoare. Dimensiunile sale uriașe și precizia îl pot situa pe același loc cu piramidele egiptene. Dar, în loc să privim ca acolo, la simplitatea monumental tridimensională, aici privim de sus în jos, asupra marilor întinderi, de către un alfabet de semne secret, încrustat, într-o țară a uriașilor. Astfel își începe Maria Reich studiile sale. Această misterioasă femeie a Pampasului, cunoscută matematiciană și om de știință din Germania, a călătorit în regiunea înaltă din sudul Perului zeci de ani, pe suprafețe întinse și despădurite ale pustiului din Nazca și a cercetat imaginile pline de mistere, încrustate în straturile de pământ depuse peste stânci. Cel care zboară din Lima spre Chile sau Arequipa poate vedea când avionul străbate partea de vest a Anzilor și nu urcă la mare înălțime, la jumătatea traseului dintre cele două orașe, pe întinderile de pustiu, pe platourile înalte, pe povârnișurile triunghiulare și pătrate uriașe, trasate parcă cu o linie, desenele ce ies puternic în evidență datorită contrastului cu solul întunecos. Unele le poți lua drept locuri de aterizare. De la mică înălțime, dintr-un avion de dimensiuni reduse, ne apare o priveliște surprinzătoare. Astfel, se poate vedea că în jurul porțiunilor geometrice uriașe se formează un complicat sistem de linii intersectate. Cele mai interesante sunt însă, între acele forme abstracte, figurile de animale răspândite aici și colo. Aceste figuri, având pe pământ dimensiuni foarte mari, pot fi văzute clar de la 500 de metri înălțime. Este vorba cu siguranță de lucrări realizate de mâna omului, care s-au păstrat de-a lungul secolelor chiar dacă sunt făcute numai din ușoare adâncituri în sol. Pustiul din Nazca aparține uneia dintre cele mai uscate zone de pe glob, unde plouă o jumătate de oră odată la 2 ani. Stratul de aer cald care se formează la sol protejează imaginile respective de curenții atmosferici care le-ar putea distruge. Datorită vastei întinderi pe care o au, acestor figuri geometrice și de animale nu li se poate identifica adevărata formă de la sol. De aceea ele au atras abia târziu interesul generațiilor ulterioare,
fiind descoperite în 1939. Când au fost observate pentru prima dată din avion, s-a crezut că era vorba despre canale pentru irigații și nu li s-a dat importanță, până când dr. Paul Kosok, specialist american în istoria civilizațiilor, a sosit cu o expediție de cercetare a sistemelor de irigații timpurii și și-a dat seama că este vorba despre cu totul altceva. El a început studiul formelor animale prin descoperirea și măsurarea unei figuri ce reprezintă o pasăre. Cu aceasta, drumul a devenit cunoscut și Maria Reich a început clasarea desenelor de la sol în 1946, descoperind și ea o a doua figură, un păianjen uriaș, iar apoi, de-a lungul anilor, multe alte desene uriașe: zei, flori, păsări cu aripi mari, șerpi încolăciți, vulpi cu coadă lungă și o maimuță uriașă. Toate figurile sunt desenate dintr-o singură linie neîntreruptă. Ea pornește dintr-un punct anume și formează, prin multe intersectări, figura în sine, ca apoi să se oprească în apropierea locului de unde a pornit. Care o fi fost sensul și scopul inițial al acestor desene, așa numitele linii de la Nazca? În niciun caz nu pot fi de acord cu teoria lui Erich von Däniken, potrivit căreia triunghiurile și pătratele uriașe ar fi terenuri de aterizare pentru călătorii din spațiu, declara Maria Reich în comentariul din Nazca din 1970, apărut în urma colaborării cu alți oameni de știință în cartea Erau zeii astronauți. Navele spațiale sau chiar taxiurile spațiale nu aveau nevoie de piste de aterizare. În afară de aceasta, terenul este inadecvat. În loc să fie nivelat, au fost îndepărtate pietrele din straturile superioare, astfel încât chiar și o mașină de dimensiuni mici ar putea rămâne înțepenită. Aparatele de zbor ar fi ridicat la aterizare o cantitate mare de praf, care ar fi acoperit urmele desenelor până la dispariția lor. Ar fi fost ca și când pe o tablă scrisă s-ar fi presărat praf alb de cretă. Pentru liniile lungi și drepte ce acoperă ca o rețea regiunea Pampasului, Erich von Däniken folosește cuvântul coordonate. Este un termen al științelor occidentale. Pentru a studia Nazca, este imperios necesar să se elimine termenii occidentali, lucru care mi-a devenit clar chiar în prima fază a cercetărilor. Mulți vor să interpreteze armonia formelor din Nazca folosind cunoscuta secțiune de aur, a mai declarat Maria Reich. În ciuda aplecării cu atenție timp de zeci de ani asupra desenelor de pe solul din Nazca, chiar și Maria Reich este încă nelămurită. Multe din desene indică direcția către soare, precum ciocul unei păsări sau un animal felin cu coadă de șarpe. Multe linii par a fi direcționate după stele. Conținutul documentelor pe care le formează desenele din Nazca este de domeniul științei calendarelor. Subliniile și marginile triunghiurilor și pătratelor din panorama oferită în zborul cu elicopterul se pot descoperi 5 orientări ale soarelui, iar dedesubt un mic triunghi asemănător unei săgeți. O parte a acesteia indică răsăritul soarelui la 21 iunie, pe când cealaltă apusul la 21 decembrie. În întreaga lume, aceste două date ce poziționează soarele la orizont au servit ca semne calendaristice precise. Peste tot, soarele a fost venerat. Preoții și regii s-au autodenumit fii ai soarelui. Figurile de pe povârnișurile din Nazca, care au în jurul capului o coroană strălucitoare, sunt probabil reprezentări ale zeului soarelui. Dacă se încearcă explicarea desenelor din Nazca, nu trebuie pierdut din vedere următorul fapt. Constructorul a vrut să învăluie înțelesul lor în mister, asemenea monumentelor și manuscriselor antice. Informații vitale oferite de gânditorii supradotați au fost ținute în secret față de popor și folosite ca instrumente ale puterii. Știința calendarului este informația cea mai importantă de când a apărut agricultura, știință păzită și practicată la vechii germani de către femei.
Cunoștințele despre anotimpuri, dobândite în urma observării soarelui, despre timpul de semănat și recoltat, stabilirea datelor diferitelor festivități, se aflau în mâinile acelora ce clădeau în jurul originii cunoștințelor lor o aură misterioasă, bazată pe rugăciuni adresate soarelui. Ei susțineau că informațiile vin direct de la soare. Aceștia erau mari eroi, mult mai punători decât soarele. Ei puteau să lege soarele sau să-l facă să dispară, ca pedeapsă pentru nesupunere, când știau că va urma o eclipsă de soare. Cu alte cuvinte, enigmaticele imagini lungi de aproximativ 250 de metri și sistemele geometrice liniare, în care cercetătorul Erich von Däniken vedea un imens aeroport cu o desfășurare radiară a pistelor de aterizare ale zeilor astronauți, sunt parte componentă a înțelepciunii astronomico-calendaristice a preoților, cea mai mare carte de astronomie din lume, așa cum s-a exprimat odată dr. Kosok. Ce creație tehnică deosebită s-a făcut acolo pentru realizarea fiecărui figurii de animal? Și ca să luăm un exemplu, maimuța este schițată numai din curbe. A fost atât de bine fixată în sol, încât procesul de construcție a rămas mărturie pentru posteritate. Curbele sunt o îmbinare de arcuri, ale căror centre sunt marcate cu pietre speciale, care se găsesc și astăzi în același loc în care au fost fixate atunci. Același procedeu este folosit și în cazul curbelor mai mici, de la degete. O vergea subțire și dură ca oțelul din lemn de algarobo, o specie înrudită cu pomul de pâine, a servit probabil ca punct de sprijin pentru firul compasului. După terminarea figurilor și îndepărtarea bețelor ce marcau centrul cercurilor, nu ar mai fi fost necesar să marcheze centrele dacă construcțiile nu ar fi fost destinate posterității. Cu siguranță această muncă de detaliu nu era destinată observatorilor extrapământeni. Cine a făcut figurile din Nazca? Era vreo căpetenie din Tiahuanaco care a trăit cu mare curaj și care nu a văzut în timpul domniei sale vreun om râzând, în jurul său el adunând oameni albi, astrologi? Despre perioada în care au fost realizate importantele desene din regiunea râurilor Rio Grande de Nazca y Palpa, Maria Reich face precizări exacte. Din traiectoriile liniilor desenate în sensul punctelor solare, se calculează o perioadă între anii 350 și 950 după Hristos, iar în alte locuri între anii 800 și 1400 după Hristos. Cultura Nazca, de unde provin aceste desene, a avut o perioadă de înflorire între 300 înainte de Hristos și 900 după Hristos. Aceste date sunt corecte, deci este vorba de desene făcute până la anul 1400 după Hristos, aproximativ în timpul evului mediu european. Erich von Däniken datează totuși pistele sale cu 10.000 de ani înainte de Hristos și susține aceasta cu tărie, cu argumente de nezdruncinat. Mie îmi par neîndoielnic un aeroport, scrie el în cartea Înapoi la stele. În continuare, relatează faptul că, în apropierea actualului orășel Nazca, odată au poposit pe acel tărâm nepopulat inteligențe străine și au improvizat un loc de aterizare pentru navele lor, ce trebuiau să opereze în spațiul apropiat Pământului. Pe locurile ideale au fixat două piste sau poate au marcat traseele într-un mod pentru noi încă necunoscut. Cosmonauții și-au îndeplinit încă o dată misiunea și au plecat înapoi pe planetele lor. Triburile preincașe, care au observat în timpul muncii impunătoarele și misterioasele ființe, își doreau acum reîntoarcerea zeilor. Ei au așteptat ani mulți și când au văzut că dorința nu li se îndeplinește, au început să traseze noi linii, așa cum au văzut că au făcut zeii. Așa au apărut legăturile dintre cele două piste inițiale. Dar zeii tot nu au apărut. Ce au greșit, cu ce i-au supărat pe cei din cer? Un preot și-a amintit că zeii vin din stele și i-a sfătuit să îndrepte liniile către stele. Munca are început. Astfel au apărut desenele îndreptate către astre. Zeii au rămas însă acolo, afară. Generații s-au născut și au murit între timp.
pistele originale ale inteligențelor străine erau de mult date uitării. Generațiile noi știau numai din povestiri despre zei care au coborât cândva din cer. Preoții au transformat povestirile în tradiții sfinte și au pretins să se realizeze mereu desene noi pentru zei, pentru ca ei să vină într-o zi înapoi. Dacă nu au avut succes cu trasarea liniilor, au început să deseneze animale. La început au reprezentat păsări de toate felurile, care simbolizau zborul. Mai târziu, imaginația i-a îndemnat spre păianjeni, maimuțe și pești. Acestea au fost explicațiile ipotetice pe care le-a dat Erich von Däniken despre încrustrările din Nazca. Este menționat aici și uriașul candelabru din Paracos, acoperind 250 de metri în formă de trident. Această încrustrare, numită și tridentul din Paracos, Däniken a explicat-o ca fiind un semnal pentru zei, unde în mod special privirile sunt atrase de coloanele de 3,80 metri lățime ale acestuia, care se îndreptau semnalizator spre cer. Există arheologi care consideră tridentul de pe versantul golfului din Pisco un marcaj special pentru navigație. Împotriva acestei teze se ridică faptul că tridentul, fiind așezat într-un golf, nu poate fi în niciun caz semnal pentru vase, pentru că nu poate fi văzut din toate părțile. Maria Reich susține contrariul, spunând că vasele aflate pe drumul dintre Lima și Chile îl pot observa foarte bine. Căpitanii îl cunosc perfect și îi informează pe pasagerii despre acesta, la fel cum i s-a întâmplat și ei. Împotriva ipotezei că uriașul trident ar fi un semn pentru navigație, Däniken aduce aceste argumente. În vremurile vechi era puțin probabil un trafic naval dezvoltat. Mai credibil este că realizatorii tridentului construiau pe o direcție verticală și apoi, în afară de un pustiu de nisip, neexistând altceva de văzut la bordul unei nave și faptul că apele cu stâncile ei ascuțite creau imposibilitatea ancorării vaselor, demonstrează pe deplin cauzele existenței tridentului. Problema este că în această regiune s-a dezvoltat prima cultură din Peru, care s-a bazat pe pescuitul de balene, susține cu argumente științifice Maria Reich. Cultura Paracas reprezintă, după părerea arheologilor, un salt cultural, o introducere a unor elemente noi în rândurile unei populații primitive de pescari și vânători. Mai departe, spre sud, s-a descoperit în nisip, în apropiere de Ica, modelul unei plute de dimensiuni mici. Probabil că vânătorii de balene și lei de mare, în căutare de noi locuri, au descoperit golful din Paracas și s-au stabilit acolo, susține Maria Reich. În anii 50, încă se vânau anual 10.000 de balene, care erau prelucrate industrial. În acest context, nu va mai surprinde presupunerea conform căreia tridentul din Paracas ar fi reprezentat unul din instrumentele asemănătoare harpoanelor. Din Paracas, probabil s-a extins cultura până în Nazca. În orice caz, persistă din ce în ce mai mult convingerea că peruanii au avut în timpurile străvechi un trafic naval dezvoltat. Desenatorii de la Nazca se aflau în continuu contact cu marea, așa cum o dovediseră resturile de scoici aflate în taberele antice din Pampas. La aproximativ 6 km nord de Nazca s-a descoperit figura unei balene lungi de 60 de metri, ucisă cu un harpon înfipt în ochi. Direcția liniei, cu o lungime de aproape 6 metri, care intersectează figura, indică o dată apropiată solstițiului de iarnă. Un important semn al trecutului este și o uriașă coastă de balenă, ce servea cu câțiva ani în urmă drept indicator într-o intersecție a unei autostrăzi panamericane, care ducea către o plantație de bumbac aflată la marginea terenului pe care este reprezentată balena. Aceste oase încrustate cu forme circulare, datând probabil dinaintea dominației spaniole, trebuie să fi fost găsite în apropiere, mai susține Maria Reich, în cercetările sale. Centru naval al zeilor astronauți sau cultura antică, cert este că liniile din Nazca rămân învăluite într-un mare mister.
Prieteni, atât pe acest subiect. Vă mulțumesc ca de obicei pentru atenție și vă aștept cu mare drag și data viitoare.